Revenim în studio, Realități Rurale, aici cu invitații din Câmpia Bărăganului, primarul comunei Vâlcelele, domnul Nelu Tatu, și unul din fermierii din zonă, este vorba despre Petre Moraru. Din nou cu noi, ne veselim un pic, am zis, după, înainte de pauza publicitară. Da? Da. Zilele Vâlcelor, este o modă ca în fiecare comună se întâmple Zilele Vâlcelor. Prin ce sunt deosebite ziua Vâlcelor? Zilele comunei Vâlcelele. La noi coincide cu zilele fermierului Călărășan, deci facem doi într-unul. Asta vreau să spun, de ce v-ați legat de asta? Fiindcă toți fermierii noștri sunt cei mai mari sponsori la acest eveniment. Acest eveniment cu Zilele Fermierului a plecat de când era domnul Iliuță primar și a plecat cu prima ediție și uitați că am ajuns la 11-a ediție. 11, ca la fotbal. Ca la fotbal, 11. Începem cu rezervele acum. Am înțeles. Da. Ce se întâmplă în acea zi, domnul Nelu? În acea zi încercăm ca fermierii noștri să relaxeze, să vină să bea o bere, să servească un mic, să asculte o muzică de calitate și să nu spunem, să mai schimbe niște vorbe cu alți fermieri din alte localități. Eu invit la zilele comunei care am făcut anul acesta, am invitat din toate comunele toți fermierii, prieteni, cunoscuți și de ce să nu spun toate autoritățile locale, primari din alte localități, fiind având în vedere că și zilele comunei Vâlcelele. Bun. Și invit cetățenii din comună pentru a sărbători această zi împreună cu mine. Cum decepționează cetățenii această zi? Care este, mă rog, ce vă spun când vă văd acolo prin... Chiar anul acesta, să-mi spun, 80% din ei m-au felicitat. Am avut o inițiativă și m-am gândit că nu este an electoral și am încercat înainte cu o săptămână de zilele acestui eveniment să trimit în fiecare casă, cum spunem noi, la fiecare gospodărie, o sticlă de vin ca invitație, o invitație scrisă cu programul artistic, cu cântăreții și cu cine participă la acest eveniment și o găleată. Acea găleată inscripționată cu zilele fermierului Călărășan, pentru ca el când scoate o găleată de apă din curte și se duce cu ea la păsări sau animale, să-și aducă aminte, asta e primită de la primarul de ziua comunei. Am înțeles, dacă era în campanie electorală era deja mic. Dacă era în campanie electorală era mic și de-aia m-am și gândit că nu-mi permiteam. Am înțeles. Ce ați făcut de zilele fermierului, domnul Petre? Ce să facem? Toată lumea a fost... Crezi-mi ce ați mâncat, ca să spun. Din păcate, nu. El e la regim. Nu, da? Am înțeles. Dar... V-ați întâlnit toți, cu... toți salariații au fost liberi de la toate societățile, de la toate... Și ne-am întâlnit cu toții, ne-am distrat, am râs, am băut un șpriț, am... Am mai dansat, am avut... Am dansat, da, am avut foarte mulți invitați de muzică populară, muzică ușoară... Mă rog. Invitați de peste hotare... Da. Da, ce înseamnă de peste hotare? Deci noi avem aveți legături cu comune din alte țări? O înfrățire cu o comună din Republica Moldova, Calfa, care săptămâna trecută am fost și eu, am participat la zilele comunei Calfa, iar de fiecare, e a doua ediție când participă și ei la noi și noi a doua ediție am participat la ei. Vine în jur de 8-9 primărițe din Republica Moldova, anul acesta a venit... Numai primărițe, domnul Tatu? Cum adică ați găsit dumneavoastră numai primărițe? Cum s-a întâmplat? Anul acesta a venit și un primar. Nu le-am ales noi. Da, nu le-am ales noi, ei și aleg delegația. Cum ne-am ales și noi delegația, anul acesta am înseamnă plecat... că Moldova, totuși, partea feminină e destul de deci prezentă în raionul comunelor. Anienii noi, unde am fost acum o săptămână, spuneam unde Comuna Calfa face parte, din... Să nu spun că la județul Călăraș 38 de comune, 50 de comune, 35 sunt primărițe. Deci ei n-au decât vreo 6-7 primari. Săraci. Dar acolo mâna fortă e femeia, să știți. Am înțeles. Din punctul de vedere, în ziua respectivă, cam ce faceți? Deci aveți muzică populară? Vreau să vă spun că eu în... Producători locali... Înainte de începerea, de deschiderea zilei comunei Vâlcelele, am un parteneriat cu Antena Satelor, care încep de vineri seara. Transmisii în direct cu fermierii, interviuri. Radio, primirea, cu radio, da. Primirea invitațiilor de vineri seara, cei care vin de peste hotare și cei care sunt invitați mai de departe. După care, de a doua zi, la orele 12, deschidem zilele comunei și zilele fermierului cu echipa noastră de dansuri a comunei, cu elevii noștri de la clasele școlare 1-8. Am înțeles. Avem și formație de dansuri populare acolo. Deci toată lumea râde, cântă și dansează. Toată lumea râde, cântă și dansează, mai ne înjură și câte unul, după ce bea două, trei pare de vin. Ce și aduc aminte de spune? Cine știe? În primar, că nu mi-am venit eu la tine cu... Nu știu ce. Nu, dar poate și atunci, după ce bea două, trei beri, zice, mi-am adus aminte că nu mi-ai pus becul la poartă. Îl înțelegi, pe om, este în ziua aia fericit, lăsăm în continuare, a doua zi discutăm și rezolvăm problema. Cum merg toate instituțiile astea care sunt subordonate, adică aveți acolo câteva instituții subordonate din instituții. În cadrul primăriei, departamente, să le spun. Nu, n-am nicio problemă. Să ne înțelegem foarte bine, am colegi foarte buni. Dacă vorbim de școală, avem profesori care fac naveta de la Călăraș
Le-am asigurat transportul de dimineață și la plecare, iar la orele 1. Avem dispensarul uman și dispensarul veterinar, care avem colaborare foarte bună cu medicul de familie și cu medicul veterinar. Deci șeful de post, care colaborăm foarte bine cu poliția. Deci n-am nicio problemă la momentul acesta să pot să spun, domnule, nu mă înțeleg cu o instituție. Am înțeles. Care este relația cu școala? Că aici avem... Ieri am avut o discuție interesantă și începusem să vă spun înainte de emisiune cu o fundație care, într-o anumită zonă a României, sate foarte sărace, a dus niște tablete pentru a completa educația, ceea ce se întâmplă la școală. Așa este. Unele școli sunt foarte sărace. Părinții, și la noi, de exemplu, avem familii care nu au posibilitatea să cumpere o tabletă sau un calculator unui copil acasă. De aceea eu am încercat și anul ăsta, a fost puțin obligatoriu, să facem o clasă de informatică și am reușit să cumpăr... Ați găsit tot ce vă trebuie? Am găsit tot... profesor de informatică? Și profesor tot am găsit, împreună cu doamna directoare, și am reușit să cumpăr 12 calculatoare pe care acești copii minunați ai noștri, spun eu minunați, să poată să acceseze în timpul orelor de informatică un calculator la școală. Am înțeles. Câte școli aveți în comună? Din păcate nu mai am decât una. Aveam două, una la satul Floraica, de acolo au rămas copii foarte puțini, îi transferăm la Vâlcele cu microbuzul școlar și avem o singură școală și o singură grădință. Bun, asta pentru că a scăzut natalitatea? Să știți că ăsta este adevărul. La momentul ăsta... Mi-a căzut tableta când a zis. Nu, așa este. Nu, cred că nu numai la mine este problema asta. Deci se nasc 5 copii, să zic, pe 6 luni, dacă se nasc 5, și mor 30. Satul este îmbătrânit, oamenii sunt bătrâni și din ce în ce încep să dispară. Mi-e groază să mă gândesc peste vreo 10 ani de zile, când mai dispare din cei bătrâni, cu cine mai rămânem în sat? Sau cu cine mai muncim pământ? Domnul Petre, dumneavoastră, cum faceți? Aveți copii pe care îl antrenați, în ghilimele, să spunem, pentru afacerea pe care o conduceți. Da. Ei vor rămâne acolo, nu? Da, deja s-au stabilit deja. Da? Și au în mare parte din treburile societății sunt coordonate de băiat. Aprea la frâile. Următor, ce mai este, e și fata implicată, are și eu. I-am plantat o mică suprafață de mure, de plantație de mure. O afacere de nișă, să spunem. Da, anul trecut deja. Acum este în desfășurare. Are 2000 de metri deocamdată. Asta i-a plăcut, cu asta a mers. Bun, e important asta pentru că, uite, acolo. Aici avem, ok, rămân. Dar spuneți că în cealaltă parte, cea mai mare parte, sunt totuși îmbătrâniți și au plecat foarte mulți din tineri în zonele urbane și în afară. Din, să zic, fericire, la momentul acesta, mă uit în sat și în comuna mea, au început să revină cei care ies la pensie. Fii părinților care au decedat. Chiar m-a surprins că în ultimul an de zile avem câteva familii care au revenit în satul natal și au renovat locuințele, au încercat să-și facă o băiță, că noi avem orice locuință cu apă potabilă, deci nu avem o locuință fără apă. Aveți deja... Nu avem și sistemul de canalizare. Încă nedat în folosință, dar la momentul acesta avem orice locuință cu apă potabilă, deci nu avem o locuință fără apă potabilă, avem orice stâlp de iluminat cu bec pentru iluminatul public și lumina este noaptea ca ziua și îi încântă pe oamenii să se întoarcă acasă la casa bătrânească. Am înțeles asta. Asta e interesant. Aici o mare problemă pe care am observat-o și o să o dezbatem și în emisiunile noastre următoare. Ce se întâmplă cu viitorul satului românesc, începând de la nașterea, sau mai bine zis, gradul de natalitate, la școală, apoi la ceea ce înseamnă locuri de muncă și, până la urmă, toate astea sunt legate una de celălalt. E adevărat. Spuneați că în zonă nu sunt o școală dispărută și cealaltă a rămas. Profesorii sunt toți din sat? Aveți profesori? Avem profesori și din sat, avem profesori și de la Clăraș care fac naveta. Deci nu putem să acoperim gradul la toate disciplinele numai cu profesori din localitate. Aveți și profesori suplinitori în momentul de față? În momentul de față nu mai avem profesori suplinitori decât unul singur, care restul sunt numai profesori titulari. Bun. Aveți o legătură cu, bănuiesc, destul de strânsă cu ceea ce înseamnă activitatea copiilor din școală. Au diferite lucruri pe care le fac pentru comunitate, copiii, cu vreau școala să și așa mai departe? Eu am o relație foarte bună în general cu școala, cu copiii din școală. Încerc să le satisfac toate dorințele. Deci
Dar și în momentul când eu spun că azi împreună cu diriginta sau cu directoarea de școală facem o acțiune de strângere a gunoilor de pe șanțurile drumurilor, ei sunt foarte receptivi și vine împreună cu profesorii. Înțeleg ce înseamnă asta pentru comunitate, înțeleg ce înseamnă pentru natură și așa mai departe. Adică asta adică e o chestie de educație. Da, o educație. Dar ne înțelegem foarte bine. Am înțeles. Trecem mai departe, ok, populația crește, trebuie să facă și sport. La noi, în România, orele de sport în școală sunt mai mult fictive. Aveți profesori de sport? Nu, avem profesori de sport, avem profesori care se ține de orele de sport. Avem, chiar de la noi, au plecat și copii spre alte sporturi de performanță, spre box, spre... Adică cine are inițiativă să duce și unde îi place. Și handbal, și fotbal, și toate celelalte aveți discipline. Și exemple, pentru că știu că cetățean de onoare al comunei e una din marile noastre sportive. Cetățean de onoare pe care anul trecut am făcut-o, este din localitatea noastră, este vorba de Alina Dumitru, fosta campioană mondială la judo, chiar și anul acesta a participat. De fiecare dată eu dau invitație tuturor cetățenilor de onoare și mă bucur că sunt alături de mine. Și mai este un cetățean de onoare? Mai este un cetățean mai nervos de onoare, mult mai nervos, lui îi place să fie mai nervos, că așa e în fotbal, este vorba de Ionel Ganea, care... Anul acesta a fost plecat la fiul lui, că a debutat la AS Roma. Dar din păcate are sunat, o problemă medicală acum. M-a sunat și mi-a spus că nu poate să ajungă. Mi-a transmis distracție plăcută, felicitări. Dar el de câte ori are drum spre Călăraș și trece prin Vâlcele. Am înțeles. Și pentru că tot vorbeam de fotbal și Ionel Gana, aveți echipă de fotbal? Că eu știu că am urmărit ligat acolo prin prisma colegului meu care e din zonă. Am un coleg care lucrează cu noi și este călărășan și el se ocupă îndeaproape de ceea ce înseamnă sportul călărășan. Sportul e vorba de Sorin Angel. Sorin Angel, da. Și tot povestește, să vezi acolo Liga a 4-a. Da, Liga a 4-a este destul de puternică. Deja ambiții sunt. Cred că sunt ambițiile foarte mari între primari. Și avem și noi echipa noastră de fotbal. Deci e un hobby al meu pe care l-am de 20 de ani de zile. De când am fost și președinte la clubul de fotbal Dunărea Călăraș. Aveți experiență? Am experiență, da? Și aici nu am lăsat această echipă și tradiție să moară. Mă bucur când văd sâmbătă la un meci de fotbal 100, 200, 300 de cetățeni din sat, că schimbă impresia, că mai stă de vorbă după meci, când mai bea o bere și își mai aduce aminte, au, deci meci am văzut astăzi. Cum se încurează de echipa? Hei, hei, Vâlcelele, cum strigă? Care este strigarea preferată? La un moment dat mă surprinsese că ajunsesem să le cumpăr și tobe și goarne și de-alea oameni bătrâni la 60 de ani începuse să-și facă galerie. La vârstă dai mâintea copilor. Dar m-a surprins. Acum sunt foarte receptiv. Se simt bine, înseamnă la astfel de acțiuni. Vreau să spun că eu în deplasare acum, eu sunt nelipsit la orice meci de fotbal al echipei. În deplasare înainte mergeam cu un microbus de 10 locuri, acum merg cu autobuz pe care l-am primit sponsorizare. Merg cu autobuz de 40 de locuri, numai cu suporteri, în afară de echipa de fotbal. Ce sporturi se mai practică pe raza comunei? Pe raza comunei, fotbalul este singurul sport care se practică. La școală mai avem puțin handbal, puțin box, v-am spus, dar astea sunt asta depinde micuți. De cadrul didactic, de profesorul pe care îl aveți acolo. E singura satisfacție a țăranului din Comuna Vâlcele, e fotbalul sâmbătă. Am înțeles. Da, știu cum sunt astea la țară, pentru că am fost și o parte dintr-un astfel de sistem și știu că acolo sunt ambițiile mari de tot. Dacă ne aducem aminte, cred că era o perioadă în care ne întâlneam la niște meciuri de fotbal. Aveam niște echipe care se întreceau între ele. Se întreceau între ele, noi cu Călărașul, noastră cu Ciorogârla. Corect. Vremuri frumoase, într-adevăr. Dacă ne gândim acum la fotbal, că tot acum am vorbit puțin de sport și încheiem, se cam vede la nivel de fotbal. Marele național. Nostru avantaj acum la OAT-uri este acel 5% care poți să-l dai legal din bugetul local, pentru că înainte mergeai cu cerșitul la domnul Moldovean, la domnul Petrică Moraru și zice, am și o nevoie. Și vă sprijineau? Domnul Moraru e sprijinat? Vreau să vă spun că vă plăcea până la urmă. Nu, nu. Da. Vreau să vă spun că nu a existat fermier în comuna mea să nu sprijine fotbalul local sau echipa de dat. Un sac de grâu, un sac de porumb? Nu. Nu, eu am făcut o regulă acolo și în care am spus că astăzi este rândul lui Gabi Oroianu. Gabi Oroianu se ocupă de etapa asta. Da. Mâine e rândul lui Petre Moraru, lui Moldoveanu Constantin. Sunt cheltuieli foarte mari. Nu, și la nivelul ăsta, să știți că sunt. Acum a venit acel suflu de oxigen de la care poți să acorzi cei 5% din bugetul local și cred că din ce în ce echipele se întăresc. Și mă toate condițiile. Echipele se întăresc. Toate. Da. Ce veți face cu baza sportivă? Arată bine? Am înțeles că vreți baza sportivă la mine, eu am reușit într-un timp foarte scurt să o fac cât de cât confortabil, să spun. Am un proiect depus, acum aștept din zi în zi pentru a merge la semnarea pe CNI
modernizare bază sportivă. Sper să o rezolv în 2 ani de zile să fie o bază modernă. Aveți gânduri de mărire, să înțeleg, nu? Bineînțeles. Înțeleg. În 2 ani de zile să fie o bază sportivă, unde vreau să vedeți un stadion cochet, cu tribune, cu sală de protocol, cu sală de mese. De ce să nu spun, cu o scenă la mijlocul, așa este proiectul făcut, cu o scenă la mijlocul terenului, unde pot să fac zilele comune acolo. Da, asta e interesant. Domnul Maru, sunteți credincios, nu? Sunteți ortodox. Da. Suntem. Cum e biserica din comun? Acum nu îl întrebăm pe domnul primar, că știu că acolo e un punct de mândrie a comunității, biserica din comună. Biserica în comuna Vâlcele, pot să spun că este un exemplu față de... Bine, noi spunem la ce, că fiecare... Deci, laudă, sunteți mai mândri decât vecinii. Așa zicem, vecin. Datorită faptului că toți am insistat, am ajutat cu fiecare cât a putut cu anumite sumă. Păi tot treceți pe acolo, că aveți o nuntă, că aveți un botez, că aveți o mormântare. Da. Nu aveți cum să scăpați. La noi este o tradiție din familie. Bunicul meu, din banii personal, și a băgat lumină în Sfânta Biserică la noi, în comună. Da, sunt foarte seritori oamenii. Da. Și la noi este o tradiție de familie. Vorbeam de români, de românism, de tradiție și de apropierea asta de ceea ce înseamnă credință. Până la urmă... Toți avem o credință. Avem zona rurală parcă e mai credincioasă, eu așa observ, decât zona urbană, unde un pic te depărtează de credința în Dumnezeu și în supranatural, să spunem. Nu, până la urmă trebuie să credem toți în Dumnezeu, că există o credință. Dacă suntem ortodoxi, ne ducem crucea până la cap. Dă Domnul, că așa este. Este, avem biserică, model, pot să spun. Am înțeles. Datorită și preotului care s-a ținut de capul nostru, haide să facem. Preotul toată ziua avem un preot foarte activ. Da. Deci eu dacă îl dau astăzi pe ușa afară, mâine vine din nou. Nu văd cu mătania, să zic. Nu, pe mine mă bucură că insistă. Deci această biserică, eu v-am spus, într-un an de zile am reușit să reabilitez, chiar astăzi am reușit cu ajutorul Consiliului Județean să primesc, pentru că am avut o situație de urgență când spunea Petrică de acea floare soare pe care i-a trântit-o vântul și vijelia la pământ, mi-a luat acoperișul la biserica din Vâlcele. Astăzi am primit un sprijin pe situație de urgență de la Consiliul Județean pe care l-am distribuit pentru acoperișul bisericii, vorba de 1 miliard, care le mulțumesc consilierilor județeni că mi-au aprobat această sumă. Aceasta mi-era necesară pentru că a pune acest acoperiș la biserica din Vâlcele, unde e păcat de ea. Avem o biserică modernă, cu centrală, pe lemne, cu marmură, deci o biserică, chiar o mănăstire, spun eu, în sat. Bun. Cultural, pentru că trebuie să trecem și prin cultură. Ați spus că aveți un ansamblu de dansuri. Ansamblu Giurca. Avem un ansamblu de dansuri format din copii din clasele 1-8 la noi. Cine ansamblu se ocupă Giurca. Avem instructori de dansuri care se ocupă de ei, de 2 ori pe săptămână face instructorul o repetiție cu ei, după care participăm la zilele comunei Grădiștea, la zilele comunei Independența, la zilele orașului Călăraș, unde suntem invitați. De ce să nu spunem că încercăm acum să plecăm cu ei și peste hotare? Copiilor le place? Le place. Le-am cumpărat costume populare înainte de a cumpăra fostul primar. Acum încerc și eu să vin cu un supliment de costume populare și de opincuțe. Care e portul popular în zona... Muntenesc. Ce are? Opincă? Opincă. Cum se numește? Iefot, la fel. Da. Cum e. Tradițional. Bun. Aveți planuri. Și dumneavoastră în agricultură, pentru că ne apropiem, aduce repede a trecut, mai sunt, cred că, 5 minute, 6 minute. Aveți planuri și dumneavoastră în agricultură? Acum cam trageți linie și vedeți cam ce a fost bun. Mai aveți de semănat. Avem roadele. Da. Avem de semănat. Cum a fost anul ăsta? Am văzut. Ce planuri aveți pentru anul viitor? Haideți să începem cu domnul Petre. Pentru anul viitor ne rugăm de cât în toamna asta, să ne dea Dumnezeu ploaie, ca să putem să mergem, să intrăm cu culturile de primăvară, să intrăm de culturile de toamnă, să intrăm bine în iarnă. Că dacă nu avem ploaie și nu intră culturile bine în iarnă, și avem o iarnă fără zăpadă și cu gerul... S-a întâmplat în ultima vreme să fie iarnă fără niciun pic de zăpadă? Nu. A fost. Dar uitați, s-a schimbat clima puțin. A fost. Plantele trebuie, le-a prins bine zăpadă și strat. Înfrățite și... Ce nu ne-am așteptat noi anul acesta? A fost semănat în perioada optimă, cum a trebuit, și nu, n-am avut până acum probleme în toamnă. Au mai fost, dar foarte rar, foarte puțin. Dar, și vă pregătiți pentru sărbători. Da. Activitatea,
activitatea se cam întrerupe pe undeva. A trecut și anul acesta. Se întrerupe. Noi avem și ceva animale, la noi e cam nici nu ne dăm seama cât de repede trecem. Permanent să avem de lucru. Și iarnă și vară. Tot timpul anului avem de lucru. Vaca este... un an bun să aveți în ceea ce urmează, nu? Pentru anul viitor, dar dacă îl pregătiți, bine. Corect. Așa adică, este. Da, Doamne, că tot am vorbit de el mai devreme, dar... Da, și noi trebuie să venim cu aportul nostru, dacă nu... Da. Interesul așa nu prea este lucru bun. Corect. Ce face primarul și Consiliul Local al Primăriei Vâlcelele pentru anul viitor să le fie cetățenilor și mai bine? Deci primarul și Consiliul Local se gândește ce proiecte să mai aducă pentru anul viitor. În afară de cele începute anul acesta și dacă veniți la noi în localitate și vă invit cu plăcere să veniți să vedeți că într-un an de zile noi am reușit împreună cu Consiliul Local să modernizăm atât Comuna Vâlcele cât și satul Floraica. La anul îmi doresc ca să finalizez acele proiecte începute, Căminul Cultural care e pe licitație, modernizarea baza sportivă și asfaltarea în interiorul comunei. Am reușit. E o problemă mare asfaltarea? Este. La momentul acesta eu n-am un drum fără piatră, dar vreau asfalt. Vreau ca cetățeanul meu să iasă în papuci pe stradă. Am reușit într-un an de zile de când am preluat mandatul să reabilitez cele două biserici, că vorbeam de biserică. Biserica de la Floraica, care am reabilitat-o în total 80% cu construcție la acoperiș nou, și biserica de Vâlcele, care la fel este renovată în proporție de 80%. Și acum cu acoperiș nou... Și acum cu acoperiș nou, vă dați seama că preoții se roagă pentru binele nostru, al consilierilor locali plus al primarului, dacă mai vrea să roage. Da, da, nu, cred că e o problemă. Relația cu oamenii, încă o dată, cât de mult treceți prin sat, cât de des treceți prin sat, în afară de faptul că vine la primărie, că omul vine la primărie destul de des. Nu, eu vreau să vă spun că eu, înainte să ajung la primărie dimineața, întâi o iau pe străzi. O iau pe străzi să văd dacă la colțul celălalt mai există vreo grămadă de gunoi și să sun la mine să zic, băi, vezi că n-ai luat gunoiul de acolo, văd dacă un bec mai arde seara, mai plec pe la 10-11 noaptea în... mică expediție prin comună să văd dacă arde toate becurile și atunci văd, băi, și-a făcut treaba. Cât de vreme plecați de acasă într-o zi normală de lucru? Nu, într-o zi normală plec dimineața la 7 și 8:30 ajung la primărie după ce îmi fac rondul prin comună și prin fermele, asociațiile agricole, după care seara nu știu când ajung acasă. De multe ori nevastă mea zice, nu mai vii, nu mai ești tu casă. Am înțeles. Asta e o problemă pe care o întâmpină toți cei care lucrează. Păi nu, dar toți primarii sunt. E nenormat, dacă știți că programul primarului este de dimineață până înțeles. A doua zi. N-ați făcut o statistică să vedeți câți din primar au divorțat. Glumesc nu, acum. Nu ajungem la asta, că nu. Vă înțeleg. Păi și la noi în televiziune să știți că e același lucru și noi venim dimineața. Femeia e datoare este să înțeleagă că ai ajuns pe o funcție publică și bună și rea, o soție care este alături de tine. Ești în slujba cetățeanului. Trebuie să-l ascult și pe cel care la 12 noaptea de sună și spune că am avut și cazuri, că îi moare vaca, că îi moare capra, că naște purceaua și n-are doctor veterinar și trebuie să fie în slujba lor. Indiferent că este cel sărac sau cel bogat. E adevărat. Bun, cu un gând bun pentru telespectatorii și din alte zone ale Agro TV. Eu le doresc numai binele din lume, că până la urmă dacă au sănătate și bine și de ce să nu să ia inițiativele, nu pe ale noastre, să ia inițiativele cele mai bune de la toate bine comunele. Bine dacă ascultă și văd și dacă văd ce în se întâmplă zone. Într-o comună și de ce să nu se dezvolte la fel de bine ca și noi. V-am spus, suntem unul din satul românesc din comunele care am accesat cele mai multe fonduri europene. Adică trebuie să faci. Trebuie să te zbați, să faci ceva ca cetățeanul să vadă că faci. Fiindcă din bugetul local nu mai îți poți permite acum să mai faci o stradă sau un trotuar. Trebuie să ai planuri făcute scurt, mediu și lung. Pe viitor să te gândești de unde aduci bani. Am înțeles. Și acești bani nu vin decât pe proiecte europene. Ne aducând banii europeni, comuna nu se dezvoltă. E adevărat. Pentru că vorbim de planuri și de asta, ultima întrebare și pentru asta, domnul Moraru, care e producția pe care vreți să o aveți la anul la porumb? Anul ăsta de irigat 12.000 de... Da. Aș vrea să le producțiile avem măcar de pentru anul, că le-am avut și anul ăsta. Da. Am avut producții bune. Producțiile de anul ăsta să le avem și la anul. Așa să fie. Mulțumim mult. Știm că un efort pe în București să ajungeți până la noi, la ora la care începe emisiunea, dar cred că a fost, plăcerea a fost la ambele recompensat părți. De ceea ce am discutat. Nu, plăcerea a fost la ambele părți și mulțumim. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Bun, mulțumim. Nelu Tatu și domnul Petre Moraru, fermier, din zona Vâlcelele, județul Călăraș, inima Bărăganului, la Realități Rurale. Noi ne vedem mâine seară cu alte lucruri interesante. Veți vedea ce discuții vom avea aici. Nu vă spun... Trebuie să fie o surpriză și pentru dumneavoastră ca să ne urmăriți. Urmează știrile Agro TV și apoi colegul meu Ovidiu Ghinea cu Agricultura la Raport.